Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Este miezul nopții și m-am gândit să fac o citire mesaje de la miezul nopții, să vedem care sunt secretele, mesajele care vă vor fi dezvăluite în curând sau în acest moment ce dorește cerul, universul să vă dezvăluie, ce secrete sau ce mesaje vă transmit cărțile de oracol. Și ca să fie puțin mai particularizată citirea, o voi face în două variante, varianta pachetului roșu sau varianta pachetului gri. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem mesajele de la miezul nopții. Hai să încep cu varianta numărul 1, pachetul roșu. O să știți că sunt foarte multe lucruri care vor fi date pe față, să zic așa. Deci cărțile cumva le aveți pe față, știți foarte multe lucruri sau deja aveți o imagine, poate mai vă lipsesc câteva elemente, câteva lucruri să le înțelegeți pe toate. Aveți cumva, să spunem așa, majoritatea pieselor de puzzle, cumva le-ați întâlnit în cale, ați auzit despre ele, despre niște situații, persoane. Și acum doar trebuie poate să înțelegeți mai bine imaginea de ansamblu. Ia să vedem. Mesajele de la miezul nopții, secretele de la miezul nopții, ce veți afla, ce veți ști, ce trebuie să știți. Ei, dacă pândește în umbră o energie puțin malefică, trebuie să fiți atenți la înșelătorii, la hoții, în drumurile voastre pot veni lucruri neașteptate, vești neașteptate, chiar și în somn, în vis. Să știți că vă puteți foarte bine libera singuri, aș putea să spun, prin de o înșelătorie, de o situație malefică. Poate și dacă știți ce vreți. Ia să vedem un mesaj care știți, un secret care nu știți. Îl veți afla. Nu îl veți afla. Un secret care ține de familie, un secret care ține de prieteni, un secret care ține de dușmani. Un secret care ține de servici, un secret care ține de persoana iubită și un secret care trebuie neapărat să-l aflați, să-l știți. Un secret, surpriză și concluzia. Dragele mele, dragii mei, un secret care îl știți. Știți de niște răutăți, de niște bârfe, de un spion, poate. Un secret care nu-l știți, de o prietenie. De o situație că poate veni pentru voi, poate și o bună prietenă să vă spună ceva bun, care să vă încânte sau că va fi liniște și pace, poate, în familia voastră. Vă puteți găsi liniștea și pacea în cercul vostru restrâns de prieteni. Un secret care îl veți afla curând de niște bani. Deci în curând vă vin niște bani, în curând puteți să vă faceți niște planuri, poate, legate de bani, investiții, calculați voi ceva care să vă aducă bani. Deci se pare că vin bani pentru voi, aveți o perioadă norocoasă. Un secret care nu îl știți, de un îmbogățit, de un profitor sau de cineva care cumva încearcă el să facă o speculație. Un secret care ține de familie, că vă sunt fideli. Cei din familie, aveți prieteni în familie, un foarte bun prieten în familie, ca și animalul de companie pentru voi poate fi un prieten fidel. Puteți păreți în familie într-o prietenie. Un secret legat de prieteni, aici poate că trebuie să fiți mai prudenți, mai atenți, s-ar putea să aflați de vreo hoție. Fie că un prieten are parte de o hoție, fie să nu descoperiți că unul dintre prieteni nu este tocmai de încredere. Un secret legat de dușmani. Dușmanii, să știți că sunt pe gânduri. Totuși, ei sunt totuși sufletiști, aș putea să spun, artiști. Sau aveți printre artiști, poate vreun rival. Un secret care ține de servici, o petrecere, un eveniment, să știți că puteți avea la servici, în profesie, în carieră, așadar motive de bucurie, de petrecere, poate chiar o aniversare, o logodnă, un parteneriat, un contract, ceva frumos poate veni pentru voi.
Un secret, zis de prieteni, dușmani, de la persoana iubită. Dacă nu aveți persoană iubită, aveți de unde alege, dar e ca la loterie, să zic așa. Dacă aveți o persoană iubită, veți avea motive de bucurie, de petrecere, depinde de niște câștiguri, poate. Un secret care... ține de lucruri neprevăzute, poate că trebuie să clarificați ceva legat de sănătate sau aflați de problema de sănătate a cuiva. Un secret surpriză pentru voi poate fi o iubire, o dragoste, o veste în dragoste și concluzia, să știți că s-ar putea să primiți o veste de căsătorie, de un eveniment în familie. Poate ține de împăcare, poate ține de cere în căsătorie, poate ține de nuntă, de petrecere. Deci asta este concluzia, să spunem așa. Familia este sacră, este sfântă, aș putea să spun. Și se pot restrânge relațiile de familie sau chiar puteți să găsiți pe cineva cu care să vă căsătoriți, tot prin intermediul familiei. Foarte posibil că am zis aici aveți un bun prieten care ține de familie, un prieten de familie. Da, deci cineva care poate fi prieten în familie sau, mă rog, la niște evenimente de familie, că văd că vin niște evenimente pentru voi, puteți avea așadar. Iar dacă sunteți căsătoriți, atunci înseamnă că este o familie întregită. Haideți să vedem varianta numărul 2. La varianta numărul 2. Ce secrete veți afla în curând? Secrete care pot apărea în curând, să vedem care ar putea fi ele. Se grăbește, e foarte neliniștit, agitat, un dușman, să știți. Un rival, un gelos, un frustrat. Da, poate că e cineva care are mania controlului. La voi văd că din cauza geloziei lucrurile pot fi date peste cap, să știți. Vă vin vești, veți primi vești. Totuși aveți vești bune. S-ar putea să scăpați de cineva care vă cam urmărea. Un dușman, într-adevăr, un gelos. El vă urmărește și veștile, corespondența. Poate ține și de ce comunicați, comunicarea online. Un secret care îl știți, un secret care nu îl știți, îl veți afla, nu îl veți afla. Un secret ce ține de familie, ce ține de prieteni, un secret de la dușmani, un secret de la servici, un secret de la persoana iubită, un secret care trebuie neapărat să îl știți, un secret surpriză și concluzia. Un secret care voi îl știți, că poate că n-aveți încredere sau știți de un speculant, de un profitor. Deci dacă la prima variantă era ceva care voi nu știați de un astfel de personaj, aici se pare că voi știți. Ce nu știți voi de o boală, de o tristețe, de o singurătate a cuiva sau o să nu fie pentru voi. Un secret care îl veți afla, îl veți afla curând de o petrecere, de o bucurie, de o invitație pe undeva. Poate dacă aveți partener, partenerul vă dă o veste bună. Dacă nu aveți partener, atunci primiți o veste bună de la cineva, o invitație. Veți afla curând un secret care vă va bucura. Un secret de care voi nu știți, voi nu știți de un abuz, nu știți de o haină militară, poate chiar, sau secret militar. Un secret care ține de prieteni, că sunt o adevărată comoară sau pentru la familie, pardon. Familia poate chiar vă lasă ceva, vă dă ceva, văd că puteți avea o reușită, o bucurie cu familia. Vești, poate, călătorii, puteți călători să vă vizitați, să vă vedeți sau ei vă consideră, abia așteaptă să vă vadă, să vă întâlniți. Cei din familie, pot și călători cei din familie. Un secret de la prieteni și voi
poate că e necesar să fiți prudenți legat de energiile prietenilor, pentru că printre ei pare că este cineva care are un viciu, are o falsitate, poate fi o trădare din partea unui prieten, unei cunoștințe mai apropiate, o viclenie. Aflați, ori aflați la fel ca și la prima variantă, că au parte de o înșelătorie, de o viclenie, ori să nu fie una dintre aceste persoane care este puțin ghinionistă pentru voi. Un secret de la dușman, că vă vede pe voi poate ca pe o persoană tânără, dar mai poate fi și că o dușman al vostru poate fi și o tânără. Tânără căsătorită sau nu, proaspăt căsătorită sau decăsătorit. Deci o tânără care vrea să se căsătorească vă poate fi rivală, dușman. Un secret care ține de persoana iubită aici s-ar putea să fie la voi. Totuși, pentru că ați putea fi trădate, dezamăgite, există o intrigă, ori partenerul, persoana iubită este într-o intrigă, ori voi sunteți într-o intrigă, să nu puteți să aveți, că am zis și de la prieteni aici, e ceva, o înșelătorie, deci legat de persoana iubită aflați voi ceva, un secret, o intrigă, ceva. Un secret care, de la servici, nu e de la persoana iubită, ci de la servici. Deci legat de servici este, și eu am rămas puțin surprinsă de ce s-au așezat cărțile atunci la această ordine. Deci nu, este vorba de servici. Deci la servici să știți că sunteți bârfite, sunteți într-o intrigă, aveți niște rivale acolo sau rivali, o persoană cel puțin, dar mai este implicată și o alta, mă rog. Este așa cum ar veni, cam cu două fețe. Un secret care ține de la persoana iubită pare o perioadă liniște. Dacă n-aveți partener, n-aveți partener. Momentan vă relaxați. Poate nici voi nu căutați un partener, nici pe voi nu vă caută cineva. Adică nu e să zic că o să vedem ce mi-apare pe surpriză. Un secret care trebuie neapărat să-l știți, să vă folosiți darurile, să credeți, să știți că puteți avea parte de miracole, de niște daruri. Sunteți un dar, că am zis și familia vă consideră un dar. Deci abia așteaptă să vă vadă. Și voi sunteți un dar, sunteți, aveți niște daruri, niște talente, sunteți o persoană cu un zestrat de divinitate și să știți că puteți avea o mare reușită, un cadou, un dar ceva, o moștenire, ceva vine pentru voi. Asta ar trebui voi să știți neapărat, să vă folosiți darurile, talente sau și legat de sărbători, poate să vă bucurați, să petreceți. Un secret, surpriză, într-adevăr, să fiți atenți pe sănătate, că voi nu știți, poate că poate aveți o problemă de sănătate sau că e cineva cam bolnav. Și concluzia, să faceți un drum, să vă luați viața mâini, să inițiați ceva, să faceți o afacere și să știți că veți fi într-o victorie. S-ar putea la voi să fiți într-o victorie și pe compropriu, într-o afacere, într-un drum, într-o nouă relație, în ce vreți voi să faceți, să zic așa. Deci de voi depinde un drum, poate chiar legat de străinătate, pentru voi este de succes. Așadar, dragile mele, dragii mei, așteptați-vă la astfel de secrete. Dar, într-adevăr, între prieteni, îmi pare și că la servici la voi aici, dacă la prima variantă la servici acolo păreau că aveați planuri de viitor, de bani, aici aveți bani, dar în schimb la servici puteți avea doar rivalități, intrigi, da, persoane false, vă, deci o persoană falsă, prietenă cu intrigă și bârfă. Și am mai zis și aici, voi aveți un secret care ține de dușman, poate fi o tânără de căsătorit sau proaspăt căsătorită. Da, care pare, orică vă consideră pe voi să zic așa, o persoană nouă care și de aceea e invidia, că arătați bine, sunteți, arătați, aveți un aspect tineresc modern, sunteți singure, poate chiar, și atunci există oarecare invidie, gelozie, că voi v-ați putea căsători, sunteți libere să vă duceți unde vreți, să faceți ce vreți și cineva aici, că am zis, aveți o intrigă care ține, văd că și de prieteni, dar ține și de cei de la servici. Orică aveți prieteni printre cei de la servici și atunci, na, despre asta e vorba. Dar în orice caz, văd că voi veți fi victorioși, poate pentru că sunteți mai prudenți, da, pentru că
Veți face o clarificare, că aici un secretul care trebuie să-l știți, surpriză, este că veți face o clarificare sau veți descoperi situația și atunci vă veți elibera de această situație, veți face un drum, o schimbare, poate vă mutați, poate luați o inițiativă, faceți un drum, clarificați în orice caz sau vă vine vreo propunere, ceva care, deci voi ar trebui, asta trebuie neapărat să știți, să vă folosiți darurile. Darurile materiale, spirituale, intelectuale, da, ceea ce văd că pot veni cadouri, propuneri de afaceri, da, și așadar și păreți într-o victorie, veți conduce sau poate trebuie să luați carnete, să luați un examen și să știți că puteți să luați. Dar, într-adevăr, poate că va trebui și să vă zbate, să vă clarificați, să știți voi ce vreți, adică chiar să vă luați frâiele situației în mâini, să știți să conduceți, pentru că aveți parte de rivalități, de intrigi chiar aici. Deci aici chiar aveți parte de un abuz de care voi nu știți. Pe lângă faptul că știți că e cineva de neîncredere, vreun profitor, să zic așa, știți și că nu, așa nu știți poate chiar de intriga care este, bârfa asta, gelozia asta, care iasă și grăbise de altfel acel gelos, acel frustrat care vrea să vă dea planurile peste cap, deci voi ați putea avea planurile date peste cap sau încearcă să vă dea planurile peste cap, dar nu va reuși pentru că voi aveți totuși un act, un document, vine o veste, vine ceva, o schimbare, ori o faceți voi, ori vine ea, poate are legătură și cu străinătatea, cu drumurile și asta le dă lor planurile peste cap, ca să zic așa. Da, cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, vă veți elibera așadar și voi de acest duh al necuratului, să-i spunem așa, această nedreptate, injustiție, această falsitate, această frustrare, gelozia a cuiva. Eu vă mulțumesc că ați vizionat acest video, vă doresc să aveți parte de o seară minunată, noapte bună, oriunde ați fi, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!